campionat mondial cu putere special, cu totul special pentru tine și pentru cariera ta. Da, până enorm de mult ce am realizat cu echipa mea, că am dorit foarte mult și până Domnului am reușit și am venit acasă cu medalia, cum am promis înainte de plecare, când am zis că venim cu medalia acasă și punem la brădut. Cum a fost pentru tine? Ai avut de luptă pe teren? Da, am avut o luptă, meci cu Brazilia, când m-am accidentat, dar totuși am gândit că vreau să joc pe echipă și am pus suflet și mă pe teren. Și hala Domnului am reușit, cu durere încă am, dar arată mult mai bine. Care a fost cheia succesului în România? Spiritul de echipă, moralul? Exact, asta. Am fost unită și am fost ca o familie. Am stat o lună împreună și chiar ultima ședință noastră am vorbit că dorim să mai stăm împreună, că parcă a trecut foarte repede timpul. A fost minunat atmosfera și vreau să continuăm așa. Ce vei face de sărbători? Mergem acasă, stăm cu familia, doresc că 5 săptămâni suntem plecate, doresc și eu să stăm împreună. Cum vezi turneul preolimpic? Are România șanse de calificare? Vezi că suntem favoriți dacă vom juca acasă? Bineînțeles că avem șansa, că dorim să mergem la Rio, facem totuși pentru asta. Mă bucur enorm, da, că jucăm acasă, contează foarte mult, că suporterii noștri sunt minunați. Și acum contează foarte mult că a fost alături de noi și la televizor, care m-a putut fi și care a fost alături de noi, alături de noi, acolo, la trebuie. Mă bucur enorm. Mersi mult, mersi mult, mersi mult, mersi mult. Ia, o secundă. Ce facem acum?